Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube alături de Teo Zeo. Avem aici cântarele veșnice. Deja cântările, dacă, cred că se zice. Cântările. Nu intră lăutarii. Vine acum. Păi, avem aici cântarele și dacă le-ați văzut aici e clar ce facem. Vom da diferite produse pe din două, Teo. Aha. Diferența cea mai mică câștigă. Noi avem același produs de două ori. Dacă la ăsta nu te bat, aici nu știu, trebuie să intervină skill-ul tău de bucătar și de am văzut, adică, pe am văzut pe bucătării, te-am jale astea. Sunt danule, jale. Maxim o omletă și să pun cereale cu lapte. Da. Bun, acolo nu prea se cadrează la bucătăreală, dar e ok. Așa. Aia zic. Vreau să vă arăt o chestie, cântarele sunt diferite, dar o să le calibrăm ca să vedeți că ne arată aceeași greutate. De exemplu, aici la telefon. Hai să le întorc către tine. Cât arată? 280. Bă, ce? A, stai că aici era pe... Hau, stai așa, mai facem o dată. Ia. 282. A, mă, că e același ce... Cu 282, da? Oricum, 282. Da. Gata, deci avem aceeași greutate, chiar dacă sunt cântarele diferite, am vrut să specific asta de la început să nu mi-au discuții, că acum știți cum e. Invitatul poate să mai aibă și reclamații. Corect. Și n-aș vrea. Pe n-aș bună vrea. Dreptate, totuși. Păi da, dar ți-am făcut demonstrații și nu mai ai să mai comentezi. La ăla, la mai fript. Avem aici și primul produs pus în joc. Prima rundă. Ceva easy, începem easy cu chestii simple așa. Castane, nu? Mă uit să văd. Alegeți unul dintre ele, că eu mi-i terlați de obicei să hau. Nu-i problem. Gata, așa, te-ai ales? Da. Prieten, stai să-l inspecte. Tu zi. Diferența cea mai mică câștigă, simplu, uh-huh, da? Uh-huh. Bun. Deci aici apare așa. Din start. Stai, că ăsta pe mijloc mi se pare că are ăla greu. Nu, ăla e mango. Merge o tăiat așa. O să tai cum vrei tu, așa. De ăsta, ăsta merge tăiat așa, nu? Da. Da, frate. Ah! E și bucătarul, mă, te vezi? Eu zic că e diferență mare, stai așa să-l aprindem. Ia. Ia. Diferență mare? Deci ai odată 54, iar aici 53. O, vezi că a dat-o bine rău, e cu una. Auzi și că cred că e diferență mare, vezi că la ăsta te rup, că eu le-am cu astea. Bă, vezi că nu mă așteptam, ești nebun la cap. Eu zic că nu-l faci. Pe mine? Păi n-are cum, că e diferență de un gram, e acolo. Bă, dar n-ai mâncat azi, ia? Mă uitam așa un pic. E mai greu ăsta, sigur. Oh, 62 cu 53. Te-am pupat, dar de fapt nu mă bucur că așa am început și data trecută mâncați și iar faci. Bravo, mai ai un punct. A început bine, mă. Da, mă, a început bine rău. Vezi că era să dea la fix. A, ăsta e greu. Vezi că aici e greu, dar zic-mă de ce e greu. Nu, mă, lasă-mă, frate. Pentru că nu e uniform repartizată glazura aia. Aia nu? În interior, da, crema. Vrei să încep eu, încep tu? Ia cântărește, mă, pune-l puțin. Pot să încep eu. Bă, Teo, vrei să încep tu? Da. Pune-l puțin pe cântar, frate. Lasă-l, mă, frate, să-și facă talentul. Dacă el zice că încep el, ia, cât ai? 62, uite. 62, 31 ar trebui. Ăsta merge. Da, 31 cu 31. Bine, e imposibil. Băi, da, vezi că fraier are tactică. El se uite să vadă unde e mai greu. Și tu, și tu ești pe unde... Și nebun și ăsta. Fii atent. Mamă, dacă îl dă la 31, am nebunit. Atent. Ah, 28 cu 33. Dacă era și aici, păi stai, mă, cât aveam total? 62. Okay. Da, 62 până la 31 cu 31. Da, bine, eu le las 28 cu 33, da? Deci hai, diferența e 5. Diferența de 5 ai, da. Eu nici mă uit, i-am dat drumul la treabă. Cam asta este ce s-a putut. O dată 29 cu 29. Stai. Aici aveam o diferență. Dă-l pe 0. Aha. 0. Ia vezi, 27 cu 29. Bă, dar ăsta 29. M-a păcălit pentru că părea că e mai greu în partea asta. Ai idee, uitați-vă la că aici, că n-are cremă deloc și aici are, e plin. Păi da, de-aia i-am tăiat așa. Da, dar asta e la ghiș, frate, n-ai de unde să știi. Da, n-ai de unde să știi în interior. E și ambalat, n-ai, nu poți să dai seama. Da. 1-1. Și așa mai departe. Haide. Hai, că-mi place challenge-ul ăsta. O, cum te bat de stric. La ăsta, mă? Ai văzut să aprinzi? Nu există așa ceva, avem aici niște pasternac. Aha. Cadan. Cam, așa. Ideea este că astea au forme foarte ciudate. Aia zic. Și nu prea poți să aproximezi. Corect. E greu rău la asta de tăiat. De asta, pe asta am mizat când am fost la cumpărături. Am zis să merg să aleg chestii care sunt deformate rău.
Așa că te las să alegi unul dintre ele. Rămâne așa, e ok. E ok? Fă tu prima acum. Primul. Normal, bineînțeles, că ce-ar face el. Păi da, eu am făcut de fiecare dată, mă. Păi da, și a venit ăsta greu. El vrea să vadă cum faci tu tactica ta. Oricum nu fac ca el, o să vezi. Bine, păi numai cum altfel. Hai că ți-arăt eu. Mă, dar ce greu să tai. Tu nu crezi că puteam să-l tai. Stai să nu mă tai, că... Așa fi frumos. Mamă, tăia bine rău. A tăiat foarte bine. Asta este tot ce s-a putut. Mare atenție aici. 0 cu 0. Odată 68. Și odată 60. 8 diferențe de... 8 diferențe. Eu zic că e bine, 8. Frate. Foarte bine. Și mie, având în vedere forma pe care o are. Aia zic, de asta zic. Nu știu ce. Bă, fii atent. Eu o să fac următorul lucru. Eu clar, dacă îl tai așa, nu-l tai bine. Nu știu. Eu nu mă descurc să tai. Singura mea rugăminte la tine este să nu mă tai. O să încerc să aproximez așa, pe jumătatea asta. Dacă tu consideri că poți așa... Cred că pot, sper. Deci, cam... Ce știu, 100 și un poți pic. Poți să ții cântarești dacă te-ai, ca să știi da? Tău. Da, nu mă deranjează. 122 ar fi ăsta. Cum să-l fac, Doamne? Deci ar... Cum antic mă ia? Pune apă. Ce? Să-i pun apă să mai crească. Îi dau așa. Vai, nu cred. Nu e bine. Prea mare diferența, Teo. E diferență, dar nu știu dacă e atât de mare. Era la 0, că nu m-am uitat. 61, e 0. 61. 61 era, l-ai mișcat. 61. 60. Mama mea. Uitați-vă puțin. V-am pupat. S-a terminat. Ți-am zis, puiule. Ce a dat-o. Bine, mă, bine. Bă, nu mi-e să cred, mă jur. A dat-o bine rău. Bine. Și-a tăiat-o. Hai, bucătarul. Gianluca, vai. Ce tăiam? 2-1, frate. 2-1. Dacă o tăiam ca tine așa 100%, era la tala. Nu te duceai drept. Era, da, exact, exact. Mă mai și tăiam, rămâneam cu degetele pe aici. Păi cântăream după aia să vedem care cum știu. Să punea și ăla. Să punea și ăla. Atent, a luat aici un piept de pui. O să luăm câte unul de fiecare. Mai des fel acum. Alege-l. Te las să alegi puiul. E ok așa. Rămâne așa? Da, da. Încep tu sau încep eu? Încep. Cântărești înainte? Nu are treabă. Nu, cred că are sens. Gata? Bă. Bă, nu prea e bine. Nu acolo, mă, banca ta, mă, te bași. Nu prea e, nu prea e bine. 0-0 acolo? Pune-l pe grătar, hai. Pe grătar? Mamă, îți dai să imaginează-l cum sfâră ea. Da, mă, am zis intenționat, că țineai așa, îl ții când îl pui pe grătar. 121, dă Doamne. 27, 27. Nu, ăsta are, 27, nu ăsta are 200. Ți-am zis 191. Mamă, cât de fain. Deci cât 127, 190. 190. 190. 191, uite. 63, mă, diferență, 64. 64, diferența, am încredere în matematica lui Teo, ca să nu mai stau, să mai fac pe... 63, 64. Am calculat eu înaintea voastră, așa-i. Dacă ai calculat tu, ne-a dat Radgar 6 pătrat. Bă, am voie să-l întorc, să mă urc, da, să-l faci ce vrei tu. Poți să-l și cântărești înainte, nu mă deranjează. Poți să-mi-l gătești? Poți să-l gătești dacă vrei. Dar terminăm joi. Și dă foc și la bucătărie, că ai de-i. Deci tu l-ai tăiat așa. Poți să-l tai la fel, poți să-l tai pe X, pe Y, pe Z, cum vrei tu. Ia nu mă mai bulversa, lasă-mă un pic. Ca să-l țin un pic de barbă, dar nu merge tactica. Vezi că le-a pe toate părțile. Văd că i-a făcut aici inspecții. Câți ani avea puiul ăsta când am fost sacrificat? Dacă și pe ăsta al de badane s-ar putea să nu, face bine. Nu e chiar așa. A, nu e, nu e bine. Nu e bine, bă. Hai să vedem, 0-0. Deci 150 cu 144. Tot e bine, frate. Cât am luat punct? Nu e diferența așa mare. Bă, e puțin rău să-i 6 grame, frate. Aia zic, aia zic, adică e bine rău. Ești tu, 20 minutele să ne ștergem un pic. Bă, nu mă mai bine rău. Rău. Mă, frate, jocul ăsta. Mamă, îmi place jocul ăsta, dar nu mai pot, ești nebun. Place? Da. Nu mă, și după aia, dacă vrei, îți explic și schema mea. După aia.
Ia să vedem. Ce e ce am mâncat? Pâine? Nici. Ma. Hai mă. Așa, ajută-mă un pic. Păi, dar normal. Ia. Ia. O pâinică. A doua pâinică. Ar trebui să fie relativ simplu. Dar ar trebui să fie ușură. Ar trebui. Dă-i drumul, dar ești așa, chiar dă-i drumul la treabă și nu mai stai la discuții. Și aici vezi altă chestie. Se poate că aluatul să fi crescut cumva și în partea asta să fie mai gol. Există goluri din alea, exact. Foc aia, nu știu cum se numește, da. Habar n-am. S-a apucat de ea. Ia să vedem, domnul tău. 23. 23 cu... 22. Nu se bă, dar așa. Fraierul în continuu, în continuu, una, două, una, două, una, două, diferență. Bravo. Băi, ești bun. Mă, ești de până la cap. Ești bun, unu diferență. Dar nu mai bun ca mine. Da, văd. Hai, Bruce Lee, taie. Nu mai dai cuțitul. Am că bine, că... eu zic că e bine și la e tine. E bine și la tine, da, stai. Ce e acolo? Dă pe 0? 0. Și aici e tot 0. 23 cu 24. 25. Este, mă! Bătător la una, nu? Da. La una. Las că și el m-a bătut așa challenge-ul trecut numai la una, numai la 2. 4-1? 3-1. 3-1? Sau 4? 3-1. Câte produse am avut? Nu știu. Am avut pui, pâine, am avut croissant, croissantul, pastrnacul și kiwi. 4 și kiwi, frate. 4-1. Vezi, mă, te fura dacă mi-era. 4-1. Dar 100 de lei la mine. Bă, ce-a dat frâna asta, nu pot să-l mai ajung, mă jur. Nu cred că reușesc să mă simt pe el. Acolo ce e? Broccoli. Ma. Avem aici câte un broccoli, iarăși formă ciudată a unei legume. Ma. E ciudat rău. Dacă mă întreb pe mine, știu. Zici că e un copac, bă, da, vezi? Dacă da, dacă îl mamă, cât de tare arată. Eu n-am văzut niciodată unde ăsta. Da, păi tu n-ai, așa mare. Nu ai trăit. N-am văzut unde ăsta așa mare, Bogdan, niciodată. Nu, mă, nu mă mai bag, e treaba lor, ce bag mai departe. Nu, ce treabă, eu, frate. Îți mare, îți vaccinați. Hai, cine începe? Tu ești, da. Cum facem noi să aproximăm ăsta așa acum? Greu, rău. Greu, rău, de ce greu, rău? Bă. Cam aia e, Teo, n-am ce să zic, oricum, plus minus, tot acolo ajungem. Eu zic că e bine. Atâta s-a putut. Îl punem la cântar frumos, vedem ce ne arată aici. Mamă, 135. 166. 31 diferență. 31 diferență. Nici nu știu ce să zic, dacă e mult, eu dacă e puțin, okay, dacă okay. Okay. Și eu zic că mi se pare puțin okay. Mult. La tipul ăsta de produs, eu zic că e ok. Hai să vedem, domnul Shaolin, tăietor de legume. Dacă și la face... Nebunesc. Și noi facem mijlocul centrului! Greu ăsta, bă. Dar nu este imposibil, iau și eu așa. Hai. Stai așa. Mare atenție, te rog frumos, nu te tai da, pe da, ochi, da. Te-ai stai așa. Uite, pune mâna pe cuțit așa, pe să zici așa. Da, 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 stai nu așa. Așa, cu podul. Da, mă, diferență 31 am avut eu. 31? Hai să vedem. E diferență mare la Teo, eu zic. Zici? Da, mi se pare de ta mai bucata asta. 211. Așa, da, aia are 16. 100. Pa, pa, ești între stele. Da, nu, la ăsta când le tai pe lung e jale, dar pe ăsta n-aveam cum să-l tai altfel. Chiar n-aveai. Aia e? 4-2. Da. Aia îi. Stai bine, mă, 4-2. Venim din nou. Ți-ai permis cum ar veni? Gen, a mers, da. La ăsta l-am aruncat, aia e. Dacă le iei acum pe următorul, te-ai scos. Îl iau, ești nebun că îl distrug pe ăsta. Doar să nu mai dea forme de-astea nasoale. Păi, cam așa au fost alese azi. Mamă, varză, nu, bro. Vezi că e greuț. La varză e greuț. Ah, de fapt nu, e ok. E ok? Da, poftim. Dar o vreau pe asta, dacă da, viața mea, tu ești invitatul meu, n-am... De data asta te las să alegi cât vrei tu, ce vrei tu. Nu-i spălat, dar e ok. Ce poți să faci? Ești bun, pe limba. După aia zic, ce-am măsă la gură aici? Deci oare? Ia de niște s-o crescuri, tași cum se concentrează. N-am treabă, frate. Ce-i, te-ai pipăit-o în partea asta, ce-i? Tași, mă. Ai simțit-o tu? Tași, mă.
Îl și ajut, da, ca să se înțeleagă. Da, în cazul și... care câștigă... E normal, punctul la tine. Să-ți dau să mănânci înainte să tai ăștia. Scuze, frate, ia. Dar sunt trei care fac vloguri, mai ai timp de mâncare? Nu prea mai ai timp, sincer. Nu e bine, bă. Hai, pui mă, să vedem diferența. Nu e atât de bine. Nu ești mulțumit. Asta are o grămadă. Te văd, te văd că nu ești mulțumit. Bă, are o jumătate de kilo, are. 534 cu 500. 34. Ah, cu 500. 33. 33, eu zic că e bine. Nu, e, da, nu, 33. 33, eu zic că e bine, frate. Și eu zic că e bine. E bine, frate. Nu mi se pare diferență așa mare. Mă, e foarte... Cu cât e mai greu, cu atât diferența ar trebui să fie da. Mai mare. Vezi ce dau eu în fasole acum cu asta. Ia să vedem. Ei, uite, râdeai de mine. Nu, dar am, eu am început la cotor. Vrei să te ajut să țin șoma? Ok. Mamă, am dus strâmb tare înăuntru. Nu cred că e bine, nu? Dacă te duci strâmb înăuntru. Nu știu să zic. În experiență nu prea e bine. Ține deasupra de ea. Ține ca să... Tu țin de acolo. Dar ce ușor aia ținut lui? Băi, n-am văzut așa ceva. De drum, bă, dar nu e așa ușor de tăiat asta, mă. Băi, oameni, să tai o din asta, mă. Ia vină și taie, mă. Care, mă, tai 3-4. Ce ai, mă, frate, am greșit-o total. Ce e făcut? Asta are 7 kg. Ia. Eu zic că are 6. Are 3 ăsta. 638 de grame are asta. E mare rău. Bă, așa, gata. 638 de grame, frate. 730. Asta are 500, mai puțin. 523. Ce ai, mă, frate. A câștigat eu. Incredibil. Diferență de la cer la pământ, n-avem. Asta este la masa verde, bătaie. 52. Băi, stai când să uite. 7. Îmi iau și o revanșa, frate. Distruge fraierul ăsta. Mai e și challenge-ul lui. Al câtelea episod era ăsta? Cred că am făcut noi doi vreo 3-4. Am făcut vreo 4. Cred că da. Avem ceva experiență, deci nu prea am scuze. Vafă. El vafes. Băi, vafă de bucare. Scoate la proaspăt acum de la congelator. Aici îmi pare greu. Mi se pare foarte ușor. Foarte ușor? Da. M-ar spar mă ăsta. Hai, lasă-l să tai el. Nu mai zic că a câștigat doar pentru că a ales fiecare dată produsul. Dar tu ai zis, frate, că l-ai lăsat. Da, mai, da. Bă, nu, iau mai. S-a prins imediat, ai văzut, a luat foc imediat. Bă, am impresia că o să-și taie degetele până la sfârșit. Nu, no, sperăm să nu. M-am te dus cam strâng, Teo. Revin. Hai să vedem. Hai. E la fix. La fix, nu cred niciodată. 27. Cu 20. 25, foarte au omorât, a spart, a făcut bucăți, te-a terminat, doamne, ștergi canalul de YouTube și video. Acum, stai așa că nu mai postez nimic, dacă, oricum dacă nu-mi convine, nu-l postez. Am cam credere în tine, frate. Pare că te-ai tot canalul. Ești un susținător? Asta, prieten adevărat. Hai, da, nu. Hai, 29 da, nu. Cu 25. 28, scuze-mi mele. 28. Da, dar tot e 3, 25. Am avut 2. Da, am avut 2 diferență, da. Când ai tăiat, știu că lumea cum ar veni, tot degeaba. Tot degeaba, da. Mamă, ce-mi place jocul ăsta. Zi, bă, dai unul pe unul și tu. Eu cu tine? Da. Ce am, ești nebun la cap. Bă, dar mă bate fraierul, mă, dar trebuie să nu... 6-2. Încă am venit deloc scorul. Scoate, dă-i un cuțit, care nu tai, dă-i ceva. Hai, mă, că poți să revii. Da. Ia de aici o banană, Teo, am și eu aici. Bine, de fapt, până jos și alegi tu, că am zis de la începutul challenge-ului că să te las pe tine să-ți alegi. Oricare, alege-mă și tu odată. Da, păi își permite, are 12-1. Cât e scorul până la 6-3? 6-2? Nu, 6-2. 6-2. E mult rău, n-ai ce să mai faci. Doar să mai ia așa un punct, două, ca să-mi cine-i primul acum? Tu ești? Nu contează oricum. Nu e bine deloc. 19? 74 cu 86. 74 cu 86. Ah, 74 cu 86 12. E forță. E 12, da? 74 cu 86, da? Am înțeles. Deci asta ar fi... Am fost eu prost. Trebuia să am altă tactică. Ce tactică? No. No, nu e bine mai deloc simplu așa. Așa, frate. Mai simplu așa, pe mine mă indicinerare ăsta. No.
bine, hai că revenim noi până calculează te orema. Stai mă un pic frate că e pila forță. Pila pătrat cu 4, radical din 3 cu kiwi și cu împărțit la struguri cu egal cu... Hai că-i dau așa. Așa? Da. Ai pierdut. Ok. Ok, nu l-a interesat pe vorbe. 68 cu 12. 67. Du-te bă de aici. Du-te bă! L-ai auzit? A, gata, ai pierdut. Bă, dar cum faci un fren? Vreau să știu. Vrem asta să-i strig cum am gândit. Mamă, ce rușinii pe care am luat, Danu! Fii atent, fii atent. Oricum nu pun cum vorbești asta. Fii atent. Deci fii atent. Banana. Da, dar zi la urmă, frate. Terminați ăsta și explic la urmă. Bine, corect. Că vreau corect să vă scorul final. Corect. La urmă. Ba, avem aici câte o prăjitură și având în vedere că deja le-am dăm asta la o parte. Le-am adus de vreo 5 minute, da. Le-am adus, că nu merge tăiat, că dacă apes pe ea să strică toată prăjitura. E moale și vreau să-i termină repede că îl bapă Teo la asta aici, ca să știți. Da, hai că am văzut. A tăiat pe diagonală ăsta. Ia mă să vedem. Cât are? 64. 64. Și așteptăm din coastă. Și aici tot 64. Cu 71. 7. 7, da? Da. Eu zic că e ok, e bine. E foarte bine. Luăm de aici. Hai, Teo. Poftim, doamna, cu o fecărasă. Sărână, sărână. Haide. Ce-ai că stau de gust, să vad dacă are prea mult zahăr. Păi stai, mă, vrei să... De zahăr, ce fel a pus cu sabia aia, tot așa. Stai, mă. Hai, Teo, cu taș, mă! Lasă-l, mă, lasă. Că după aia... N-arată rău, yeah. N-arată rău, n-arată adiferență. Tăietura e bună, nu? E 0, e 0, da, peste tot. 67. Dacă îi dă fix mor, nebunesc, mă duc la nebuni. 72. Calcul repede. 5 te-a bătut. Mai 7 am că tu ai avut 7. Te-a spart și la ăsta. Am, termin aici, fautru și hai, lasă. De challenge. Să vede urât, doamne, e ca la... Ăsta a fost de o clipă, băieți. No, scoate căpșuna! Băi, e ca la tenis, mă. Scoate căpșuna! Nu, no, da, mă, aici am prânzut, da, mă, dar oricum nu face diferența, dar vrei tu măcelul până la capăt. Îi place, da? Te-a prins în cor și îți dă, tate, îți dă. Îl văd, fii atent, o căpșună mare. O alegi tu, mă, pe asta. Alegi, da, alegi, că tot aia nu mai face nicio diferență, acum ești nebun. Îi dau eu? Hai, dă-i. Uite, ce mă supune, frate, la cel mai mare rușin pe canalul meu de YouTube. Da, așa un pic. Fără emoții. Ok. Ia. Mergem aici la 0, așteptăm. 22. Și din coace mergem pe 19. 3. Eu zic că e bun. Noi, băi, bine, bă, 3. Cum nu e bun 3, pentru frate? Că sunt foarte puține grame. Nu, no, eu zic că e bine. Ia să vedem ce face domnul Danu cu o tăietură care nu văd nimic că ține grame. Am încercat să-i dau așa, eu. Am ok și tu măcar. Măcar cu dacă am făcut-o pasta la egalitate, l-am bătut pe Teo și mâncat. Păi da, eu n-am șters de ciocolată. Păi ce vina? Păi era un gram. Glumez-o. Odată 15 și din coa 15. Bine! Bravo, mă! 15. Ești bun, mă, frate. Am închis în foarte cum ai da, mă, măcar a făcut și el ce-o trebuie. Măcar da, știi ce. Asta e ca la fotbal, și când ai bar gol spune 3, da. Așa și la el. Ca la basket când ai din afara. Chiar dacă îi bătai 5-0 și ai făcut farfec, la urmă ai rupt, deci nebunești omul meci în regulă, vine așa și eu acum. Am la bătaie și la urmă am venit cu ăsta. Marfa rău challenge-ul ăsta, mi-a plăcut. Bă, ăsta chiar este unul dintre preferatele mele și dintre preferatele lor, hai să le zic. Chiar le place super, super mult. Apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai vedeți pe Teo la chestii de genul ăsta, să mai supunem la jocuri de genul ăsta. Așa, bă, sincer, chiar m-am simțit super bine. Și eu. Ne vedem la următorul videoclip, bă, salutăm. Ceau. Pup! Pa.